Ce adevăr o începătoare avem? În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva ca să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Deci, de mult trebuie să fim învățători, nici la dreapta, nici la stânga. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Iată adevărul începătoare. Ce trebuie să pui în om prima dată, ca să înceapă să înțeleagă? Să ne întoarcem înapoi. Haideți să ne uităm la Luca 12:40. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vreme potrivită? Despre ce se vorbește? A da partea lor de hrană la vremea potrivită. Adevărurile începătoare sunt hrana lui Dumnezeu? Da. La vremea potrivită. Trebuie să dăm oamenilor pe care îmi dă Dumnezeu această pâine, ca ei să poată să mănânce. Amin. De aceea Domnul a spus, cine este ispravnicul credincios și înțelept, adică totul este bine cu capul, pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. De ce pastorul deja a creat și video, predică de zeci de ani, a scris și cărți, așa este? Cei din urmă vor fi cei din tâi, vrăjmașii mei sunt vrăjmașii lui Isus, pocăința codul nemuririi. Ce este acolo? Adevărurile începătoare sunt despre aceasta. Cum din ultimul să devii primul. Și ce? Ceva s-a întâmplat cu mintea mea. Ce face robul înțelept? Ce face? El hrănește. Ai toate materialele necesare. Ambarele sunt pline. Nu lipsește nimic. Ce facem cu aceste lucruri? Aceasta este responsabilitatea directă a fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu se adresează și v-am arătat situația cu Petru, cu Pavel. Eu spun, voi trebuie să fiți învățători. Este responsabilitatea voastră. Dacă Dumnezeu v-a dat un om, este o responsabilitate. Ferice de omul acela pe care stăpânul va, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Ferice este acel rob. Binecuvântat este acel om, înțelegeți? O, de ce el are har, dar în viața mea nu este har? Iată unde este harul, iată unde este fericirea, când facem ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu.